Peste 7 milioane de lei vor veni în Satu Mare pentru reabilitarea drumurilor județene și comunale. Banii vor veni de la Ministerul Dezvoltării, care a luat în calcul la distribuția fondurilor atât situația financiară a unităților administrativ-teritoriale, cât și lungimea drumurilor și starea acestora. În total, Ministerul a alocat peste 300 de milioane de lei pentru lucrări de infrastructură, iar banii urmează să fie repartizați la nivel local prin hotărâri ale Consiliului Județean.